Nu suporta violența în tăcere. Caută ajutor în jurul tău. Sau apelează gratuit 0800 800 00. Ascultă-mă și pe mine. Este îndemnul spotului pe care tocmai l-am urmărit cu toții și prin care, alături de Centrul de Drept al Femeilor, încercăm să oglindim problemele cu care se confruntă femeile victime ale violenței în familie. Cifrele arată că în Republica Moldova 73% dintre femei, începând cu vârsta de 15 ani, au fost supuse violenței fizice, psihice sau sexuale. Asta înseamnă că 7 din 10 femei au trecut prin asemenea traume. Deseori s-ar putea să trecem pe stradă pe lângă femei victime ale violenței în familie și nici să nu ne dăm seama prin ce calvar trec. Doamnelor și domnilor, mie îmi spune Deana Răileanu, sunt de jurnalistă la Radio Europa Liberă și alături de mine o am pe Arina Țurcan-Donțu, avocată la Centrul de Drept al Femeilor. Bună ziua! Bună ziua! Și împreună vom încerca să discutăm și să oglindim despre problemele femeilor victime ale violenței în familie. De asemenea, dragi urmăritori, pe Facebook sau pe prives.eu, așteptăm întrebările dumneavoastră. Eu sunt aici ca să le adresez Arinei. Sunt legătura, puntea de legătură dintre dumneavoastră și avocata Arina Țurcan-Donțu. Arina, probabil în vremuri mai bune, împreună cu dumneavoastră, nu am fi avut mască. Apropo de mască, vreau să precizez că astăzi am luat toate măsurile ca această discuție să aibă loc în condiții de maximă siguranță, atât pentru invitații noștri, cât și pentru echipa tehnică. Spuneam că în condiții mai bune, cu siguranță am fi discutat fără mască, deci viața și lumea s-a schimbat în această jumătate de an, mai mult chiar. Vorbim despre femeile victime ale violenței în familie. Cât de mult carantina și izolarea le-a afectat viața și situația? Da, Diana, din păcate, cifrele pe care le-ai enunțat, 73% din femeile și fetele din Republica Moldova sunt supuse violenței de gen și violenței în familie, sunt niște cifre destul de alarmante pentru Republica Moldova, dar ceea ce trebuie să conștientizăm că în spatele acestor cifre sunt viețile unor femei și fete și asta ar trebui să ne dea un imbold pentru a nu tolera violența și a nu trece, cum spuneai, pe lângă un act de violență, așa, fără a sesiza sau fără a da o recomandare și a ajuta. Carantina și mai mult le-a afectat pe victimele violenței în familie, în special pentru că nu le era mai dificil să acceseze serviciile. Spre exemplu, multe victime erau private de telefoane, în regimul de autoizolare urmau să petreacă mult timp împreună cu agresorul, care le deposeda de acele mijloace prin care ar putea să ceară ajutor. Tot în timpul carantinei aveam acele restricții de deplasare, respectiv victimele întâlneau dificultăți să ceară sfatul, ajutorul unor prieteni, unor cunoscuți care ar fi putut să le îndrume. Și o altă dificultate a fost regimul special al autorităților. În sens că multe victime nu cunoșteau
cum lucrează autoritățile responsabile, care este programul. În cazul în care lucrează la distanță, neavând tehnologiile disponibile, nu puteau să apeleze. Spuneam că multe victime erau private de telefon sau de alte mijloace de comunicare. Eu am asistat o doamnă care, norocul ei era, zic norocul ei, ea era victima violenței în familie, soțul cum ea ajungea acasă, o privat de telefon, de orice mijloc. Ea locuia într-un cămin care avea o bucătărie comună. Și ea putea să mă apeleze doar atunci când mergea la bucătărie sau la baie. Și întâlnea o vecină care pe ascuns îi ceară telefonul și să poată să apeleze. Și în astfel de situații au fost multe victime. De aceea, o recomandare către victimele violenței în familie, atunci când fac apel 112 sau sună la serviciul de încredere, telefonul de încredere pentru victimele violenței în familie, să comunice imediat adresa unde se află, deoarece există riscul ca să fie deposedate de telefon și noi să nu putem să luăm legătura, iar necunoscând adresa, și pentru noi și pentru reprezentanții poliției este dificil ca să ajungă și să putem să le oferim ajutor. Vreau să rămânem tot în zona recomandărilor. Doamna despre care ați vorbit locuia într-un cămin, prin urmare a avut o ușă, o portiță prin care putea să pună mâna pe telefon, putea să ceară ajutor, dar să presupunem că într-un sat din raionul Călăraș, raionul Rezina, femeia poate nu are acces la telefon sau dacă are acces la telefon nu are suficienți bani sau nu are deloc bani pe acel telefon și este frică să apeleze la cineva pentru că dar ce o să spună satul? Iată, pentru un caz concret, într-o localitate îndepărtată de Chișinău, unde sunt mai puține informații, mai puține surse la care pot să apelezi, ce sfat i-ați da? Ce să facă? Unde să se adreseze? Da, într-adevăr, pentru victimele violenței în familie care locuiesc în zona rurală este mult mai dificil, dar am putea să spunem că în zona rurală, cumva, oamenii sunt mai receptivi în momentul în care cere ajutor. De aceea, noi îndemnăm să nu suportăm în tăcere violență, dar să cerem ajutor celor din jur, fie că am mers la fântână după apă, fie că am mers până la magazin, să comunicăm și să cerem ajutor. Acum avem acces la telefoane și serviciul 112 poate fi apelat chiar dacă nu ai nimic. Important măcar să fie apelat, apelând serviciul 112, deja va interveni poliția sau și situația de criză, adică cazul va ajunge în atenția autorităților și ulterior pot apărea sau vor fi oferite toate serviciile. Vreau să spun că mai nou pe rețelele de socializare deseori apar mesaje, ce-i drept unele cazuri anonim, anume din frica ca să nu fie deconspirate, din frica ca să nu fie etichetate și ridiculizate în comunitate, femeile publică anonim mesaje unde raportează acte de violență și cer ajutor și atunci noi fiind în aceste grupuri oferim și sfaturi în cadru sau în comentarii, dar luăm legătura cu victima sau cu administratorul grupului pentru ca să putem să discutăm și să putem să-i oferim serviciile necesare. Este important să precizăm că Centrul de Drept al Femeilor, dar și organizațiile neguvernamentale care acordă suport și servicii victimelor violenței în familie răspund la telefon și lucrează răspund atât la telefoane cât și pe rețele de socializare și vreau să spun că noi oferim consultații și asistăm inclusiv și sâmbătă, duminică dacă suntem contactați. Am zis ceea ce trebuie victimele să cunoască, că este important să se sesizăm. Să aibă curajul, exact. Să ceară ajutor. Eu vreau, de exemplu, pe pagina mea de Facebook, care este o pagină privată, deseori primesc mesaje în privat, acolo unde fie că este o întrebare, fie este un strigăt de ajutor și de fiecare dată răspundem, chiar dacă este după ora 5. Dar noi îndemnăm ca să solicite ajutorul și consilierea la linia de telefon a Centrului de Drept al Femeilor, nu doar atunci când apare situația de criză, dar să solicite atunci când nu este agresorul, spre exemplu, și au acces pentru ca să informeze și să cunoască care sunt drepturile lor și cel mai important să conștientizăm că violența în familie nu este o problemă privată, nu este o dovadă de dragoste, violența în familie și violența de gen este o încălcare a drepturilor omului.
și ea trebuie raportată. Centrul de drept al femeilor cu sprijinul Suediei a lansat campania Dragă deputat, ascultă-mă și pe mine, prin care încercăm să facem auzite problemele cu care se confruntă femeile victimele violenței în familie și îndemnăm la acțiune atât autorităților, dar și oamenii cărora nu le este indiferentă soarta celor din jur. She could be your neighbor, or a friend, or maybe a teacher at your children's school. It could be your sister, or your daughter, or any girl or woman that you meet on the street or in the bus. These women are around us, and we need to acknowledge this. Each of them deserves our joint support and help, and they deserve a better life full of joy and happiness. But how can we ensure this? The Istanbul Convention is an international treaty that helps the states to build sustainable mechanisms for prevention, protection, and prosecution, and also to build coordinated policies. It is a document that helps professionals to be efficient in fighting the violence, and a document that clarifies the standards for services a victim could benefit from. And it also promotes women's empowerment and provides measures so that police investigations protect the victim and encourages the community to be a part of the prevention work. We encourage the Republic of Moldova to ratify the Istanbul Convention to help thousands of women across the country. This is what we can do today. Așadar, ne adresăm victimelor violenței în familie. Dacă nu știți ce să faceți, cui să cereți ajutorul? Noi vă suntem alături. Așteptăm apelul vostru la Centrul de Drept al Femeilor la 0800 8000. Veți primi consiliere juridică sau orice sfat de care aveți nevoie. De asemenea, puteți suna la 022 811 999 sau 068 855 050 pentru orice solicitare aveți. Dar cel mai simplu, dacă nu ați reușit acum să notați aceste numere de telefon, cum spune Arina, sunați la 112 atunci când simțiți că aveți nevoie de ajutor. Repet, noi vă suntem alături. Arina, revenind la discuții despre îndemnul sau ajutorul pe care îl putem oferi victimelor violenței în familie, deseori, și o spun în cunoștință de cauză pentru că de peste 10 ani cât lucrez la Radio Europa Liberă, am scris despre situații, cazuri, femei bătute, femei care se confruntă cu violență în familie și deseori acestea sunt sceptice să ceară ajutor pentru că
se gândesc la tot felul de stereotipuri sau scepticismul lor este alimentat de tot felul de stereotipuri, că dacă se vor plânge pe abuzator, acesta va fi tras la răspundere, îi se va pune o amendă și tot ea va trebui să plătească acea amendă din bugetul familiei, luând metaforic vorbind de la gura copiilor. Cât de adevărat este anume acest mit și ce alte stereotipuri, dacă putem să le spulberăm acum. Da, într-adevăr, Diana, cum spuneai tu, acesta este un mit. Realitatea este că pentru violență în familie nu se aplică amendă. Și aceasta este deja de 4 ani, pentru că în 2016 s-au făcut mai multe modificări în lege, respectiv atât atunci când avem în contravențional calificat o faptă pentru violență în familie, nu se aplică amendă, dar se aplică muncă neremunerată în folosul comunității sau poate fi aplicat arestul contravențional. Mai mult decât atât, un alt mit este că se examinează la poliție și repede poliția îi va aplica o amendă. Deci în caz de violență în familie, nu poliția doar adună materialele, face acest dosar, după care îl transmite în instanța de judecată. Adică judecătorul este acel care evaluează sau examinează, se uită în dosar, cheamă victima, îi ascultă pe toți și decide ce sancțiuni îi aplică. Muncă neremunerată în folosul comunității sau arest contravențional. Deoarece există acest mit că doar atunci când e ceva grav, când a bătut-o tare sau a aplicat cuțitul, numai atunci cauza se va duce în judecată. Deci nu este adevărat. În toate cazurile de violență în familie, chiar dacă sunt leziuni neînsemnate, cum spunem noi, cauzele sunt transmise în judecată și judecătorul aplică sancțiunea. Cu muncă neremunerată, asta ar însemna că va trebui să muncească în funcție de câte ore pe zi îi dă judecătorul, sau cu arestul contravențional, ori pedeapsa cu închisoarea, deja în funcție de consecință. Dar vreau să spun victimilor, pentru că acestea sunt niște detalii destul de tehnice, cum ar fi, și sunt în aceste detalii pot intra juriștii, cei care au studii. Important pentru victime, dar și pentru cei care cunosc despre actele de violență, este ca să sesizeze poliția. Să ceară ajutor, pentru cum spuneam mai devreme, Centrul de Drept al Femeilor acordă atât asistență juridică primară, cum ar fi o consultație. Multe femei spun, eu am sunat și vreau să mă consult. Fie se consultă la telefon, fie online, fie ne întâlnim fizic, când nu era pandemie, de fiecare dată ne întâlneam fizic, acum în funcție de circumstanțe. În cazul în care are nevoie de asistență calificată, cum ar fi, este un dosar penal, un dosar contravențional, atunci va fi un avocat desemnat care va merge la poliție în instanță, va întocmi actele necesare și se va ocupa de dosar. Victima va participa la acele acțiuni care este nemijlocit nevoie de ea. Asta nu înseamnă că avocatul nu consultă cu victima. Avocatul consultă cu victima strategie de caz, adică ce facem mai departe, ce trebuie, și noi tot timpul ținem cont de decizia și autonomia victimei, adică noi consultăm, oferim asistență, însă victima decide. Evident că atunci când noi consultăm victima, îi explicăm pe înțelesul dumnealor, pentru că juriștii au tendința să vorbească în termeni destul de greoi. Noi îl numim limbaj de lemn. Da, de aceea. Recomandarea este, deci este un mit că se aplică amenda. Toți agresorii care încalcă legea, am spus că violența în familie este o încălcare a drepturilor omului, ei trebuie să fie pedepsiți. Dar ca să fie pedepsiți, noi trebuie să raportăm aceste acte și să cerem ajutorul ca cei care cunosc acest limbaj de lemn, adică juriștii să se ocupe, avocații, să se ocupe și să acorde victimei asistența. Femeile care au cerut sprijin Centrului de Drept al Femeilor ne-au permis să le împărtășim istoria. Bună oară, una dintre victime a recunoscut că este la limita disperării și am să vă citesc acum mesajul pe care l-a lăsat ea la centru. Soțul mă distruge psihologic. După căsătorie, dar mai ales de când a apărut copilul, trăiesc în tensiune și frică. De o săptămână nu îmi permite să ies afară. Nu vreau să vorbesc, să mă întâlnesc cu nimeni, dar eu am o fetiță de care îngrijesc. Nu pot sta între 4 pereți. Eu înțeleg că nu-i normal prin ce trec, dar nici nu știu ce să fac. Mereu îmi spune că dacă plec, rămân fără copil. Este posibil așa ceva?
ce șanse are să-mi ia copilul. Am nevoie de un sfat. Și cred că asemenea cazuri nu sunt singulare. Dumneavoastră, în calitate de avocată, Arina, ce sfat ați avea pentru această femeie, pentru acest caz? Da, deci vreau să spun că la majoritatea agresorilor, unde sunt copiii minori, aceasta este o tactică practic comună pe care o folosesc ca să le mențină pe victime în această stare de dependență, manipulând cu faptul că le vor lua copiii. O să spun că acesta la fel este un mit. Deci atunci când două persoane decid să divorțeze sau sunt, deseori persoanele spun bine, dar noi nu suntem căsătoriți legal, noi suntem în concubinaj. Deci o să spunem atunci când o femeie și un bărbat care au un copil minor vor să se despartă, să se separe și instanța, dacă ei n-au ajuns la un acord comun cu cine rămâne copilul, adică un acord care se poate fi făcut la notar, atunci judecătorul, instanța, stabilește cu cine rămâne copilul. Când instanța stabilește cu cine rămâne copilul, acolo sunt mulți, mulți indicatori. Faptul că mama la moment nu are un loc de muncă, dar ea este în concediu de îngrijire a copilului, acesta nu este un factor ca să o privezi, să iei copilul și să-l dai tatălui. Instanța reiese din atașamentul pe care îl are copilul față de fiecare din părinți, reiese din comportamentul fiecărui părinte, din mulți și mulți alți indicatori care se cercetează în ședința de judecată. Și acolo se spune tot judecătorului, judecătorul hotărăște cu cine rămâne. Deci, încă o dată reiterez, este un mit că îmi va lua copilul pentru că eu nu am casă. Apropo, agresorii deseori manipulează, tu nu ai casă și dacă o să stai la gazdă sau o să te duci în sat, tu nu ai condiții, acolo și o să-l ia. Deci pentru ca să fie determinat domiciliul copilului, nu este un indicator de bază să ai drept de proprietate asupra unui spațiu locativ. Da, judecătorul cere avizul celor de la autoritatea tutelară să vadă în ce condiții, dar judecătorul cere acest aviz pentru că legea prevede să vedem dacă nu sunt condiții nocive, în sens că insalubritate și altele și nu este pericol pentru viața copilului. Dar asta nu este singurul indicator care îl conduce pe judecător ca să ia o astfel de decizie. Recomandarea este că să nu promovăm acest mit mai departe că o femeie trebuie să tolereze violența doar de dragul copiilor, pentru copiii trebuie să trăiască în familie. Deja ați discutat în webinarul trecut despre care sunt influențele violenței în familie asupra copiilor. Deci recomandarea este să rupem ciclul violenței și să cerem ajutor pentru a merge și a stabili domiciliul copilului în judecată. Alții agresori le manipulează cu să le decadă din drepturi părintești. Dragi femei, în Republica Moldova, ca să decazi din drepturi părintești, trebuie să fie... Decăderea este o sancțiune civilă și trebuie să fie multe, multe, hai să zic, încălcări și demonstrat. Deci aceasta este o amenințare și nu este o realitate. Sigur că legea prevede această sancțiune, dar este doar atunci, așa cum am spus, când sunt cazuri grave. Vorbim despre abuzatori și am să vă rog să mă corectați dacă greșesc. Începând de anul viitor, aceștia sau în Republica Moldova, 2021, da, va fi introdusă o așa numită brățară de monitorizare electronică. Despre ce este vorba? Da, este un element de noutate pentru Republica Moldova în parte ce ține de supravegherea agresorilor familiale. Deci, noi avem această măsură de protecție pentru victimele violenței în familie, se numește ordonanță de protecție. Ea poate fi dispusă de către instanță pe o perioadă de până la 90 de zile. Ulterior, există posibilitatea ca ea să fie prelungită, deci depinde de fiecare caz în parte. Și atunci când se aplică această interdicție agresorului, el trebuie să fie scos din locuință. Judecătorul îi pune anumite interdicții, să nu se apropie de victimă, să nu o contacteze telefonic sau prin alte mijloace, să nu se apropie de locul de muncă sau de studii. Și foarte des, adică aceste ordonanțe erau încălcate. De ce? Pentru că agresorul se gândea, deci polițistul stă și mă verifică pe mine. Eu oricum mă duc prin grădină, de exemplu, dacă la satul, acolo unde se... Și el nu are de unde să știe.
chiar dacă femeia face, cei mai mulți agresori asta spuneau, femeile făceau apel la poliție, până când vine poliția, evident că el nu mai este acolo în momentul în care vede că s-a făcut apel, și agresorii deseori manipulau și spuneau că, dar poliția nu o să te creadă. Cum o să dovedești că eu am încălcat ordonanța de protecție? Acum, această brățară va fi aplicată pentru agresorii familiali în perioada ordonanței de protecție. Instanța va decide pentru ce perioadă. Și ea se monitorizează prin GPS, monitorizare electronică, asta și înseamnă. Respectiv, cei care monitorizează vor vedea dacă e agresorul nu încalcă acele măsuri, adică dacă nu se apropie de victimă, dacă nu se apropie de locuința victimei, și momentul în care o va încălca, deci va fi o probă sigură, că uite, nu amăgim tehnologia, că tehnologia este destul de avansată, dar mai mult aceasta va putea să ofere siguranță victimei, pentru că în momentul în care cei de la monitor văd că el se apropie, contactează serviciul 112 ca să meargă și să-i acorde protecție și să asigure siguranța victimei. Dar ce riscă bărbatul dacă în moment, sau abuzatorul, în momentul în care își scoate, și în general, ea poate fi scoasă această brățară pusă pe masă la 5 km de casa victimei, nu știu, poate science fiction spun acum, dar eu cred că mulți ar putea să-și pună această întrebare. Deci, aceste condiții tehnice mai mult le cunosc colegii noștri de la dar este ireal, oficiile sau de puține șanse. Puține șanse, de la oficiile de probațiune, deoarece cei de la Inspectoratul Național de Probațiune le monitorizează, dar brățara se montează într-un astfel de fel care că sunt puține șanse, cum ați spus dumneavoastră, să fie scoasă. Mai mult decât atât, ea, probabil ea transmite semnale diferite atunci când este pusă lângă calorifer și când este pus pe corpul uman. Noi foarte mult sperăm că această măsură sau aceste măsuri suplimentare vor conduce la protecția victimelor violenței în familie, îi vor disciplina pe agresori ca ei să nu mai comită acte de violență, dar va conduce și la sporirea încrederii victimelor, că atunci când eu cer ordonanță de protecție, eu voi fi protejată. Deoarece, cunoscând că ele se încălcau de multe ori victime, mă spuneam, dar nu mai vreau să mai cer, pentru că el totdeauna o încalcă. Polițistul nu o să stăie lângă dânsul, pentru că este un, adică nu poate să stea polițistul numai la ușa mea și atunci el a să o încalce tot și eu nu o să fiu protejată. Actualmente, deja aceste practici, cred că le va spori încrederea victimelor. Vorbind despre încredere, cum s-a schimbat de-a lungul anilor încrederea pe care o au femeile în autorități? Și aici mă refer la polițist, mă refer la instanțele de judecată și dacă s-a schimbat în aceste instituții atitudinea, pentru că poate e un mit, poate e un stereotip, să-mi spuneți dumneavoastră, deseori erau situații sau se credea că polițiștii bărbați tind să ia partea abuzatorului. Cum s-au schimbat lucrurile și dacă s-au schimbat? Da, eu aș spune că s-au schimbat spre bine și asta o spun din interacțiunea cu victimele. În primul rând, noi avem multe femei acum în poliție. Deja avem o anumită cotă de egalitate gender și nu mai poate fi promovat acest mit că sunt doar bărbați și vor lua partea bărbaților. Dar vreau să spun că s-a schimbat în bine, deoarece majoritatea victimelor spun că atunci când, la întrebarea la cine ați apelat când a fost o situație de criză, adică un moment de criză, ele spun că au apelat la poliție. Asta ar însemna că este în creștere imaginea poliției, dar și este în creștere, să zic, convingerea victimei că va fi protejată. Mai mult decât atât, victimele deja enunță sau spun că promptitudinea, adică mai repede vine repede poliția și asta sporește gradul de încredere. Vreau să zic că Centrul de Drept al Femeilor, în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliției, a desfășurat mai multe instruiri, atât cu polițiștii din sector, ofițerii de urmărire penală, cât și cei care vin nemijlocit la victime, adică la chemări. Avem un nou instrument de protecție pentru victimele violenței în familie, se numește Ordinul de Restricție de Urgență, adică atunci când s-a făcut chemare 112,
vine echipajul de poliție, întocmește un chestionar la fața locului, acolo sunt niște întrebări la care victima răspunde, se numește chestionar de evaluare a riscului. Și în cazul în care avem risc mediu sau înalt, atunci poliția pe loc emite ordinul de restricție de urgență, îl scoate pe agresor din casă sau din locul unde s-a produs actul de violență, îi impune aceleași restricții care am zis să nu se apropie de victimă și în felul ăsta victima este protejată pentru până la 10 zile. Adică ordinul de restricție de urgență este de până la 10 zile. Ca în această perioadă deja de 10 zile, victima să poată să meargă și să ceară ordonanță de protecție în instanța de judecată. Deci, chiar și odată cu apariția acestui instrument în plus de protecție, victimele sunt mai încurajate, cum ar fi să apeleze la poliție, deoarece cunosc, uitați, este această posibilitate ca să-l scoată de locuință. Ceea ce nu era până în anul 2016, de exemplu, adică poliția intervenea, dar noi nu aveam această modalitate de protecție. Ceea ce ține de instanțe, eu aș spune că la fel s-a îmbunătățit și interacțiunea și, în genere, sensibilizarea judecătorilor față de cazurile violenței victimelor violenței în familie, doar că victimele mai puțin interacționează cu instanța, deoarece, spre exemplu, cererea cu privire la aplicarea ordonanței de protecție poate fi examinată și în lipsa victimei, dacă ea se teme să fie față în față cu agresorul sau dacă există anumite riscuri, doar participă avocatul. Deci spunem că mai puțin, deoarece chiar și când avem cauze penale sau contravenționale, victima vine odată atunci când este audiată și nu este cazul ca să o retraumatizăm prin interacțiunea cu sistemul de justiție. Adică să vină de mai multe ori, să aibă cheltuieli suplimentare, ori victima așa are multe nevoi care necesită a fi rezolvate. Și de obicei la aceste nevoi se mai alătură și nevoile copiilor, pentru că, ziceam și data trecută la webinar, în spatele oricărei victime violenței domestice stă de obicei 1, 2 sau poate chiar mai mulți copii. La Centrul de Drept al Familiilor, în cadrul campaniei Dragă Deputat, ascultă-mă și pe mine, ziceam, așteptăm și primim mesaje, apeluri de la femei victimele violenței în familie și una dintre concluziile la care am ajuns noi este că deseori se crede că violența este doar ceea ce se vede, vânătăi, da, fracturi, forme ale violenței, însă sunt mai multe. Puțin însă le cunoaștem și una dintre victime, am să citez iarăși din istoria ei, una dintre victime ne-a spus următoarele. A intrat în casă ca furtuna, fără vreo explicație. M-a încuiat într-o cameră și mi-a ordonat să mă dezbrac. Am încercat să fug, dar m-a doborât la podea. El mi-a spus clar, ești soția mea și trebuie să mă satisfaci, fiindcă sunt bărbat. M-a obligat să întrețin relații sexuale. Îl imploram să mă lase în pace. Mult timp nu mi-am putut reveni și îmi era rușine să vorbesc cu cineva. Ce să le spun? Cine mă va crede? Sunt istorii reale, ale unor femei reale de lângă noi, despre care deseori nu știm prin ce calvare trec. În societate bănuiesc că mulți încă nu percep violența psihologică sau violența sexuală atunci în căsătorie, ca fiind economică. Un rău. Sau economică. Unii bănuiesc că nici nu știu să o depisteze. Cât este de gravă această formă de violență și cum să-și dea seama victimele că trec, iată, printr-o violență financiară sau psihologică? Eu vreau să precizez că toate formele de violență sunt grave. Și apropo, ceea ce ține de violența psihologică și cea sexuală, studiul la care ați făcut referire, arată că 3 din 4 femei în Republica Moldova, adică 71%, au declarat că au fost supuse violenței psihologice. În sens că rata violenței psihologice la fel este destul de înaltă, doar că puține femei raportează. Raportează anume când persistă acest mit că mă duc la poliție atunci când am semne vizibile. Și violența psihologică tot se pedepsește.
Dar cum poate fi demonstrată? Pentru că în cazul, bănuiesc că scepticismul este legat și de cum demonstrez că sunt victima unui abuz psihologic. Da, este, deci, în domeniul dreptului, hai să spun, este prevăzut că nicio probă nu are valoare, nu este cea mai importantă probă sau alta, în sens că și nu se stabilește dinainte care să fie cea mai importantă probă. De aceea, atunci când raportăm, sunt mai multe mijloace de a proba. De exemplu, declarațiile părții vătămate este o probă. Rapoarte de evaluare psihologică sau rapoarte de expertiză, dar asta se decide pe parcursul procesului. Important este ca să raportăm. Și în ultimii doi ani avem tot mai multe sesizări cu referire la violența psihologică. Asta înseamnă că femeile conștientizează că este și violența psihologică o formă de violență și este necesar a fi raportată. La violența economică, la fel, ea este prezentă, doar că de multe ori nu este recunoscută, crezând că așa e o normalitate. De exemplu, este violență psihologică, violență economică atunci când soția muncește, da? Iar soțul ia banii. Deține cardul sau chiar banii și nu-i dă bani pentru elementar, pentru necesitățile ei curente. Deseori femeile spun, da, dar înțelegeți, la mine în familie tot așa au fost, adică tata gestiona banii. Violența psihologică, dar și violența economică de multe ori nu este raportată, inclusiv prin prisma miturilor cu referire la care dintre soți trebuie să aibă decizie în familie, adică în partea ce ține de distribuirea responsabilităților familiale și distribuirea rolului de decizie în familie. Eu vreau să punctez că în Republica Moldova bărbatul și femeia are drepturi egale. Oriunde în lume. Da, dar și în Republica Moldova. Și respectiv gestionarea doar de către o persoană poate îmbrăca forma violenței economice. Eu am asistat un caz acolo unde soțul, și el a recunoscut inclusiv în instanță, spunea că ei aveau un dulap, un fel de debara, unde el toate alimentele le încuia acolo. Soția era în concediu de îngrijire a copilului și primea o indemnizație destul de mică, care îi ajungea doar pentru scutece. Iar el, cum făcea piața, cumpăra, le punea acolo și în fiecare zi dădea cu normă. De exemplu, astăzi ce mâncare faci? Borș. Doi cartofi, un morcov și o ceapă, atât. El îi dădea și zahărul cu lingurița. Deci ai voie să bei ceai doar cu o linguriță și pentru ea și pentru copil. Ceea ce ar însemna că dacă ea asta ar fi vrut să mănânce altceva sau să bei ceai cu două lingurițe de zahăr, ea nu avea această posibilitate, deoarece el decidea. Și asta înseamnă violență economică, pentru că violența este atunci când unul din parteneri își dorește să dețină controlul și puterea asupra celuilalt. Și atunci când partenerul tău decide cât tu cheltui, cât săpun folosești să te speli, cât tu mănânci, aceasta este o formă de violență economică. Vreau să mă refer și la violența sexuală. Din păcate, această formă de violență este destul de răspândită, dar foarte și foarte rar raportată. Raportată pentru că avem acel mit al obligațiilor în cuplu. În sens că dacă noi suntem căsătoriți legal, înseamnă că indiferent dorești tu să întreții relații intime sau nu, dar tu ești obligată. Deci este un mit, deoarece legea penală din Republica Moldova pedepsește și violul conjugal. Adică dacă un act sexual este neconsimțit, eu nu-mi exprim consimțământul, este prin constrângere fizică sau psihică sau prin profitarea de stare de imposibilitate a victimei, nu este relevant că noi suntem în căsătorie. Oricum este relevant ca eu să-mi dau acordul și acest mit trebuie spulberat în societatea noastră și să promovăm realitatea care este că fiecare are dreptul de a decide, inclusiv fiecare trebuie să respecte libertatea de decizie, inclusiv în partea ce ține de relațiile intime. Iar dacă o încalcă, această libertate înseamnă că ea trebuie să fie pedepsită. Dacă ați fi pedepsit agresorul, noi trebuie să raportăm aceste cazuri.
Pe ultima sută de metri a discuției noastre, aș vrea să trecem puțin hotarul Republicii Moldova și să ne referim la Convenția de la Istanbul. De mai mulți ani, Coaliția Națională Viața Fără Violență în Familie, din care face parte și Centrul de Drept al Femeilor, încearcă să convingă autoritățile să ratifice această convenție. Tratatul adoptat în 2011 de Consiliul Europei a fost semnat în 2017 de Republica Moldova, însă nu și ratificat. De ce este important acest tratat, această convenție? Da. Este important inclusiv din perspectiva ca victimele să obțină acces la servicii și toate victimele să aibă acces atât la servicii medicale, de asistență socială, de asistență psihologică și tot așa. Ratificarea convenției induce sau impune inclusiv obligația statului de a instrui specialiștii care interacționează cu victimele violenței în familie, de a demara programe de formare continuă, ceea ce ar însemna că victimele vor interacționa cu specialiști care lucrează în autoritățile statului, instruiți și sensibilizați cu referire la problemele lor. Nu în ultimul rând, convenția va facilita alocarea resurselor de către stat pentru dezvoltarea acestor servicii de care am spus, servicii de asistență medicală, de asistență psihologică, socială și care sunt, adică servicii care vor rezolva nevoile victimelor violenței în familie și încă un punct ce ține de inclusiv perfecționarea legislației, astfel încât toate actele de violență să fie criminalizate. Altfel spus, vor fi impuse, nu că obligații, dar va trebui să revizuim cadrul normativ astfel încât agresorii să poată să fie pedepsiți pentru toate formele de violență care există. Ce ar avea de câștigat Republica Moldova odată ratificând? Eu am spus ce au de câștigat victimele violenței în familie. În primul, și Republica Moldova, pentru că violența în familie implică foarte multe costuri. Și Centrul de Drept al Femeilor a făcut un studiu, el poate fi consultat pe pagina web a Centrului de Drept al Femeilor și va putea să, adică ratificarea convenției inclusiv va aduce beneficii economice, pentru că, am spus, foarte multe costuri implică pentru ca noi să asistăm victimele. Convenția reglementează aspectele de prevenire a actului de violență și este, am zis, că este mult mai fezabil pentru stat să prevenim decât să asistăm și să acordăm asistență. Mai mult decât atât am spus că victimele vor avea de câștigat, pentru că vor avea acces la servicii calitative, va spori nivelul de încredere ca să raporteze cazurile și ceea ce este cel mai important, fiecare sau victimele vor trăi în siguranță și cu respectarea demnității umane. Spre finalul acestei discuții, am să vă rog să faceți o concluzie. Dacă puteți metaforic, imaginar, să vă imaginați că aveți în față o victimă a violenței în familie care ezită să ceară ajutor, ce ați spune? Eu aș încuraja-o să raporteze cazul ei, pentru că atunci când agresorii nu sunt pedepsiți, ei recidivează. Și așa cum am spus, fiecare femeie, fiecare fată merită să trăiască în siguranță și nu în teamă. Iar violența în familie este o încălcare a drepturilor omului și respectiv ea trebuie să fie raportată. Dar aș încuraja-o și aș spune mai multe cazuri acolo unde femeile au reușit, au fost asistate, au primit asistență, pentru că multe victime spun, eu nu raportez, nu știu ce se va întâmpla mai departe, nu o să mă descurc, agresorul vine cu acele manipulări, tu nu îi poți, nu te va ajuta nimeni și tot așa. Dacă aș fi în situația pe care ați descris-o, i-aș arăta că ceea ce spune agresorul este un mit, nu este realitate. În realitate, dacă te cere ajutor, dacă raportezi cazul, poți primi acest ajutor și poți depăși
această situație. Arina, mulțumesc mult pentru această discuție și vă mulțumesc pentru concluziile la care am ajuns, în speranța că aceste concluzii și recomandări au ajuns și la victime, pentru că cu greu îmi imaginez o societate sănătoasă și o societate care poate să meargă înainte în condițiile în care oamenii care fac parte din această societate sunt cu sechele și victime ale violenței. Domnilor și domnilor, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Sperăm că recomandările și concluziile pe care le-a formulat avocata Arina Țurcan-Donțu de la Centrul de Drept al Femeilor vor ajunge la urechile demnitarilor, pentru că fiecare zi de amânare, în cazul femeilor care se confruntă cu violență, înseamnă șanse mai puține ca ele să iasă din acest cerc vicios. Îndemnăm victimele violenței, persoanele lor apropiate sau oamenii vecini, celor care nu le este indiferentă soarta lor, să raporteze aceste cazuri și să ceară ajutor la Centrul de Drept al Femeilor. Puteți suna la 0800 800 000 sau apelând 112. La final precizăm doar că am luat toate măsurile de siguranță ca această discuție să aibă loc în condiții sigure și aducem sincere mulțumire partenerilor noștri, în primul rând ambasadei Suediei, de asemenea le mulțumim partenerilor media din cadrul campaniei Radio Europa Liberă, Moldova.org, Diez.md, TVR, SuntPărinte.md și Agora.md și Ea.md din cadrul grupului Interact. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși! Nu suporta violența în tăcere. Caută ajutor în jurul tău. Sau apelează gratuit 0800 800 00.